Pe această scenă, mai ales alături de maestru Eugen Doga, pe care îl salut din nou și îi mulțumesc o dată în plus pentru că este alături de Târgoviște, este alături de acest festival, povestea muzicală a romanței continuă. Suntem în sala de, în seara de gală, este seara marilor emoții, este seara în care cei mai buni, dintre cei buni, vor primi recunoaștere din partea jurului și din partea noastră, a tuturor, sunt convins. Și în acest an, Crizantema de Aur a fost un eveniment absolut deosebit, un eveniment care face din municipiul Târgoviște capitala muzicală a României. Și aș vrea să vă mulțumesc și dumneavoastră, publicului, publicul spectator, publicul telespectator, fără de care acest festival nu ar avea niciun rost. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc acum pe doamna secretar general al UNESCO România, doamna Madeleine Șepa. Excelențele voastre, doamnelor și domnilor, este un privilegiu, o onoare pentru Comisia Națională a României pentru UNESCO să poată fi alături de acest eveniment care, într-un singur cuvânt, înseamnă excelență, într-un alt cuvânt înseamnă a fi român, identitate națională, o mișcare care nu mai e de mult un festival național. Este internațional și suntem bucuroși să știm că la 55-a ediție putem să sperăm că anul viitor această mișcare de suflet, de dor, de tradiție, de valoare, această armătură axiologică, dacă nu spun mult, care ne lasă să fim uriași, nu pe picioare de lut, ci uriași stăpân pe noi, pe ceea ce suntem și vom fi, romanța ne va duce undeva pe o listă a umanității, acolo unde îi este locul. Și nu s-ar fi putut să fim acolo fără excelențele dumneavoastră, dar mă alătur și eu să spun numelor Mavrodin Vasiliu un mulțumesc de suflet, pentru că nu s-ar fi putut în primul rând. A fost mai frumoasă ca aici la Târgoviște acum și în plus să le mulțumesc celor care reprezintă familia UNESCO în această seară, în această sală. Îi mulțumesc secretarului general al Comisiei Naționale al Franței pentru UNESCO pentru a fi aici împreună cu noi. Mulțumesc și președintelui Federației Europene a cluburilor și asociațiilor pentru UNESCO, doamnei Daniela Popescu, care nu a participat românismului, e așa, domnule academician, fără dumneavoastră n-am fi fost nicăieri. Vă mulțumim că sunteți